Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întreia cu Prof Online. Din nou suntem la Stupină. Iată că au trecut cât? Pe nouă au plecat. Pe șase sau șapte au fost pe aici, Victor și cu Ana au fost prezenți la Stupină. Ei au fost cei care l-au ajutat pe Bubu aici la recoltatul mierii. Fără ei n-aș fi avut mare succes. De fapt, trebuie să spun că au avut mână bună, anul ăsta am avut o producție foarte, foarte bună. Așa că, ce vine acum să fac? Ce să refac eu, în afară de nostalgia asta de după ei? Iată că după, momente și de plăcute, acum, ideea este că mi-a venit în gând să fac o lecție de matematică. Da. Tabla este aici fixată. Nu? Și am promis lui Ana că începem seria lecțiilor în lecțiilor de matematică, iar ea împreună cu mama ei vor face traducerea în engleză. Ana, nici nu știi ce lucru minunat te așteaptă. Deci tu vei deveni fetița din lume care, nepoțica mea, vei face cu mama traducerea lecțiilor în engleză. Ce trebuie să faci tu, Ana? Spune eu ce trebuie să faci. Trebuie să vezi lecțiile pe care Bubu le face. Da? Să le vezi tu, să le vizionezi. Și îndată, să vezi cum mi s-a întâmplat acum. Uite că eram masca pe figură. Că lucram la Stupină, lucram aici la o familie, să vezi și mea ce s-a întâmplat acum. O albinuță a venit foarte insistentă la urechea mea și bâz, 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 bâz. Ce ai tu? Nu mă lași să fac treabă, că uite că am treabă, nu văd capul aici, câte probleme am. Bâz, bâz și tot insista. Mi-am dat seama. Ei promis lui Ana că faci încă săptămânal cu o lecție de matematică. Iată, au trecut două săptămâni și n-am mai făcut niciuna. A avut dreptate, așa că am lăsat totul și m-am gândit repede că trebuie să fac întâi lecția, da? Așa că n-am mai continuat activitatea pe care o aveam noi de făcut, ci pur și simplu am zis, ia să iau eu creta în mână și să facem lecția de matematică. Spuneam că ce trebuie să faci tu, Ana, este următorul lucru, să vizionezi lecția, ia să văd dacă este bine încadrată, dacă se înregistrează. Da, este bine încadrat, se înregistrează, este minunat. Tu trebuie să vezi lecțiile pe care Google le face. Insisti la mami, că dacă ea are multă treabă și nu a reușit să facă, insisti tu. Mami, ai văzut ce a spus Google? Trebuie să iei o cameră. Avem tabla pe care lucra Bubu când a fost în America la noi de acasă. Pe tabla aceea o punem în dormitorul meu sau unde vrei tu, în camera care vrei tu acolo. Și chiar în aceea în care am lucrat eu. Cred că e bine să o pui acolo, da? O fi al lui Victor, nu știu acum este camera aceea. Cert este că acolo o pui, că sunt deja găurile date, Ana. Și acolo se fixează camera, se fixează tabla și o cameră de asta care mi-a cumpărat mami și cu tati mi-a cumpărat mie, o să ai și tu și să faci lecția tu. Ce vezi pe internet, roagă pe mami să te învețe cum să intre la Prof Online. Deci să tastezi pe Google sau pe un alt motor de căutare, Proful Online. Intri în pagina aceea și în felul ăsta dai peste lecții. Și când dai peste lecții, vezi tu lecția cum a făcut Bubu, ca să înveți exact cum a făcut Bubu și împreună cu mami, faceți voi lecția în engleză. Asta e foarte tare. Foarte tare. Da? Și îți place foarte mult să explici. Am văzut că îți place mult. Și așa tu vei explica colegilor tăi în engleză. Va fi o mare bucurie pentru foarte mulți dintre cei care știu limba engleză. Și tu spui, de la Bubu am învățat eu asta, da? El mă învață cum să fac și eu. Eu și vă spun vouă. Ți-amintești
lecția trecută am spus așa că cei câți prieteni erau, câte degete sunt la ambele mâini. Da? Noi știm 10, ei nu știau să numere atunci. Dar spus, bă, cât suntem noi? Ionică, Vasilică, etc. Așa a ajuns, suntem exact câte deci la o mâine. Și se certau ei că nu știau câte, care și cum să spună că, mă rog, se certau. Într-un fel, se tot contraziceau că unul are oițe mai multe decât celălalt și... Și atunci au hotărât să le numere. Dar cum să le numere? Că nu știu numerele. Și v-am spus, data trecută. Au crecat fiecare și au spus, facem grupe de câte degete sunt la mână, la ambele mâini. O grupă, altă grupă, dat un telefon, să vedem cine mă sună. Alo? Da, eu sunt. Vă rog. Hai să spunem, eu sunt într-o lecție de matematică acum, dar să răspund, că îmbină matematica și cu apicultura. De unde ești tu? De unde ești? Din Timiș. Măi, uite, care-i povestea? Trebuie să înțelegi, dacă tu o să ai răbdare să urmărești toate filmulețele mele, o să înțelegi așa, că pregătirea pentru iernat începe în luna lui august. Da? Asta înseamnă așa, că încercăm să creștem cât mai mult puiet în perioada asta, ca să avem albină tânără. Da? Iar formarea cuibului pentru iernat, tu vei ierna câte o singură familie în stup, cum îi aveți? Pe 10 rame. Da. Bun. Povestea este așa, că iernând într-o singură familie, eu am prezentat și cum, iernând o singură familie în stup, am prezentat și cum se face cuibul. Deci trebuie văzut forma aceea de căciulă, care să însemne ce? Mai mult spațiu pe interior, să fie ramele care să aibă, să spunem, coronița un sfert, așa, două, trei rame pe așa, și până crește în dimensiune coronița pe măsură ce ne ducem spre exterior. Da? Deci, acum, stimularea se poate face în perioada asta, nu cu miere, că cu mierea care este scoasă acum, pur și simplu albina se necleie dacă o pui în hrănitor. Da? Deci, stimularea se face, să spunem, cu sirop 2-in-1, deci 2 kg de zahăr cu 1 de apă și protofil punând aici, da? Ca să stimulăm ouatul măcii. Bun, după care, din septembrie încolo, dacă vei reuși să pui o parte din mierea asta, de la floarea soarelui care o ai tu, să o pui la rece, să cristalizează între timp, și atunci, da? Și atunci o poți folosi chiar în hrănitor cristalizată. Da? Și continui în luna septembrie și octombrie să hrănești cu miere cristalizată. Da? Ca să nu mai uzăm albina, pur și simplu în felul ăsta. Continuăm, să spunem, stimulăm ca matca să ouă, dar fără ca albina să se uzeze. Da. Ideal este să avem cât mai multă albină tânără ca, mă rog, să facă gemul din albină tânără, puternică, și atunci fenomenul de declanșare a activității va fi foarte puternic în primăvară. Dacă gemul e mic, lucrurile sunt complicate. Deci de aceea te sfătui să faci așa cum
Ce ți-am spus eu ție, de fapt acum se înregistrează, e filmuleț și sunt, fiindcă sunt în timpul filmării, am făcut această pauză la momentul ăsta, s-a înregistrat și vei vedea și discuția asta, nu numai tu, ci și foarte mulți alți prieteni de-ai noștri care au nevoie de informațiile acestea, bine? Bine, bun, la revedere, la revedere. Da, dragilor, iată că prietenul nostru a avut nevoie de un sfat la apicultură. Da, Ana, tu ești o fericită, pentru că iată concret cum se întâmplă ca în timpul filmării să mă sune și să tu poți să povestești tuturor că Bubu face și un lucru extraordinar cu albinuțile și că el face, mă rog, are o nouă tehnologie apicolă, nu prea înțelegi tu ce înseamnă asta, dar important este că ai văzut cum mă sună și îmi cer ajutor, da? Foarte mulți tineri care au nevoie de așa, nu mai tineri, și în vârstă, etc. Hai să mă întorc acum, că prietenii noștri, foarte mulți au nevoie de matematică acum. Și tu ești cea care trebuie să-i ajuți. Bine? Hai să pornim la treabă. Spuneam, Ana, când, sau mai când se tot certau ei așa și spuneam, băi, eu am mai multe oițe, băi, eu am mai multe. Atunci au hotărât să-și împarte în grupe de câte 10, știm acum că seamnă la o mânuță, ambele mâini. Ei, și zic așa, ne-o ducem noi fiecare la oile noastre și o facem grupe de câte 10. Și când facem o grupă de 10, punem o liniuță, da? Facem altă grupă, punem o liniuță. Așa este, numai ea aici, o singură liniuță, înseamnă, în limbajul nostru, 10, da? 10, acum că știm noi, dar ei nu știau. Adică prima o grupă, altă o grupă și așa mai departe. Fiecare și-au făcut grupe de acestea, fiecare liniuță însemnând o grupă de 10. Ei, și-au continuat așa și la sfârșit, când s-au întâlnit, v-am spuneam data trecută, și-au prezentat fiecare bucățică aceea ca pe o placă pe care cu o piatră scrijelaseră așa și notaseră câte liniuțe au. Nu știau să le numere. Dar spuneau, uite, astea sunt liniuțile mele. Celălaltul la fel. Și au continuat toți cei 10. Câți au fost? De toți. Iar primul, când l-am întrebat, minunat, minunat. Dar iată că aici noi avem același număr de liniuțe. Adică la fel, câte sunt la tine și la mine. Și ți-a mai rămas o aie când ai... Mie nu mi-a rămas nimic. Dar ție. Aici a rămas o oaie, un cerculeț, spunem noi. Dar ție. Iată două oițe. Și așa mai departe, în sfârșit, ăstuia i-au rămas ultimului 9 cerculețe. 2, 4, 6, 8. Atâtea oițe au rămas ultimul. Ei bine, și-au simțit nevoia să facă o albinuță de târcoale. O fie aceea care vine mai devreme, când mi-a spus să mă ocup de lecții, vrea să vadă dacă mă ocup, că fia este. Ei bine, acum, aici au spus așa. Ține nu ți-a rămas nici oiță, așa este? Da. Cu ce să notăm noi cât unul? O stat și să mă gândim, măi, hai să inventăm niște simboluri care să fie distincte. Și ții că nu ți-a rămas nici oiță, făcut așa un simbol. Ții că ți-a rămas o singură oiță, iată-vă și ăsta e simbolul. Apoi, pentru două oițe, ăsta e simbolul. Și în sfârșit, pentru cele 9 oițe, ăsta ar fi simbolul. Iată, dragilor, cum ei au reușit, practic, fiind de toți câte degete sunt la amândouă mâinile, să construiască niște simboluri. Așa au gândit ei atunci, simbolurile acestea. În total sunt 10 simboluri.
Zero, acum știm noi, așa pronunțăm noi. În engleză zici tu alea cum se numește. 1, 2 și iată 9. Eu discut cu Maria acum, nu? Din română, din România, din la Otopeni, că Maria, cu ea vorbesc în limba română. Ea știe și engleză foarte bine. Voi vă puteți comunica amândouă și spuneți. Și eu am văzut lecția lui Bubu. Și în felul ăsta discutați. Deci, zero, și tu mă înțelegi foarte bine, că știi și tu în limba română, da? 0, 1, 2, până la 9 sunt 10 simboluri. Păi, toate bune și frumoase până în momentul de față. Așa s-a înscris-o eu, că este povestea cifrelor, da? Povestea cifrelor. Asta am făcut în lecția trecută. Așa trebuie să faci și tu, să reiei lecția înainte în engleză, da? Cu mami, stați de vorbă și faceți lecția din nou. Așa se repete lecția anterioară, ca să punem în temă pe copiii care urmăresc. E bine, au stat și au mai gândit și totuși, hai să vedem cum am putea să reprezentăm o liniuță de asta, o singură liniuță, o grupă. Folosim doar simbolul acesta. Și cineva are dintre ei o idee. Hai să folosim așa. 1 și 0. Care se însemne 10. Da? 1 și cu 0, tot din simbolul acesta, înseamnă 10. 10. Dacă ar fi pentru două liniuțe, asta e pentru o singură liniuță, da? Pentru două liniuți, au hotărât, fiindcă sunt două, 2 și 0, adică 20. Adică de două ori, o grupă de 10 și încă o grupă de 10, da? Că așa am spus, la fiecare grupă de câte 10, puneau câte o liniuță acolo. E bine, 20. Pentru trei liniuțe, înseamnă 30. Cu 3 și 0. În sfârșit, și pentru cele 1, 2, hai să le pun pe toate, că e frumos, interesant acum. Pentru 4 liniuți, 40. Pentru 5 liniuți, 50. Uitați că vine câte o liniuță în plus. Pentru 6 liniuți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Pentru 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Iată că cifra asta de aici, 1 indica o singură liniuță, 2, 2 liniuți, și adăugând 0-ul la sfârșit, spunem că avem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Deci asta indică, de pe poziția imediat următoare, asta indică zecile, câte zeci sunt. Deci, iată că apare ideea construcției numerelor, da? Construcția numerelor. Cifra de pe locul 2 este cifra zecilor. Asta de pe aici, locul acesta, este cifra unităților. Deci, un număr din două cifre, da? Din două cifre, doar așa, 2, 3, 23, înseamnă asta de aici, cifra zecilor. Da, aici e tablata asta și a fost cârpa. Ana, cârpa a fost un secumieri și e lipicioasă, bă, tabla. Da. Deci, hai să zicem așa. 23. Asta este cifra zecilor.
Și asta este cifra unităților. Așa o lemnă. Deci, cea de pe locul întâi, deci, prima de la dreapta, da, de la dreapta e cifra unităților și asta e cifra 10. Așadar, ca să scrim 95, înseamnă că vom pune 9 urmat de 5. Adică 90, deja 90 și încă 5. Deci, de câte ori câte 10? De 9 ori și încă 5. 95. Apoi, după 95, cine ar urma să fie, dacă vrem să vedem o ordine? 96, 97, 98, crește cu câte unitate, se mai adaugă unul, încă unul. Deci 90 se păstrează și 5, 6, 7, 8, 99 și ar mai veni încă una. Cine să fie acum? Păi am epuizat. 0, 1, 2, 3, până la 9 la unități. Ce mă fac? Cum se reprezint? Înseamnă 10 de-al de 10. Da? 10 de-al de 10. Și atunci au hotărât să scrie așa. Cei 10 de-al de 10, aici cum se mai continuă, a spus 1, 10, de-al de 10, care înseamnă 100. Da? Deci e un număr din câte cifre? Din 3 cifre, dragilor. 100. Mi-amintesc când eram mic, mama mea m-a învățat să număr peste 10. Și mi-a zis așa. Mama mea nu avea decât o jumătate de clasă. Nu avea clasă, o singură clasă terminată, ci numai jumătate. Țin minte și acum discuția purtată cu ea, care spune așa. De la 0 până la 10, zici, nu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 și acum 10, da? Parcă încep cu iar cu 0, 0, 10, 11, adică încep 0, 1, 2, da? 11, tot 1 păstrăm, 12, 13, 14, 15, 16. Ca și cum ai zice, ai luat-o de la 0 de an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dar zice spre 10. 2 spre 10. 3 spre 10. Și uitați, băi, ce interesant e, mă. Păi știu acum. Când am descoperit treaba asta, cum mi-a explicat mama, am fost atât de bucuros. Că o iau de la... Ia la sfință, știi, până la 10. Că pe urmă, 1 spre 10, 2 spre 10, 3 spre 10, 14, da? 17, 18, 19. Și acum 20, pentru că am consumat 2, da? 2 linii. 20. Și 21, 22, 23, 24, 25 și așa mai departe până la 29 și 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39. Nu sărim de la 30 și la 39 deodată, nu? 36, 37, 38, 39 și până 40.
Și așa mai departe continuăm. Dragilor, dacă descoperiți mecanismul acesta, să-l înțelegeți bine, nu mai aveți nicio problemă ca să numărați până la 100. Da. Vreau să vă spun un lucru. Ceea ce mi-am propus eu să fac este un lucru spectaculos. Mama n-avea posibilitatea să scrie pe o tablă, să-mi arate exact acolo, ci apela la memoria mea vizuală cât mă putea duce pe minte, mintea vizuală. Memoria care era în formare, cât de cât să înțeleg eu mecanismul ăsta. Acum ce fac eu, prin lecțiile acestea, înseamnă de fapt o șansă imensă. Pentru că participă și ochiul la toată povestea asta. Deci, v-am spus-o, mă repet pentru colegii mei, pentru toți cei care își propun să înțeleagă sau vor să înțeleagă că ceea ce produc prin film este o revoluție în tehnologia didactică, nu au cum să stea prea mult pe gânduri și merită repede să mai ia seama. Pentru că atâta este atâta bogăție, de atâta informație, atât de multă este informația. Și el, copilul, trebuie să fie, să-i folosim toate capacitățile ca să facă o achiziție cât mai rapidă, de calitate și repede să intre în posesia informației. Discutam cu fiica mea și îmi spunea că indienii la Microsoft au cuprins întreaga companie. Deci la președintele companiei, care este nu acum locul lui Bill Gates, începând în jos, sunt foarte, foarte mulți. Care e explicația? Întâi și în afară de faptul că se trag unii pe alții, hai să o spunem pe cea dreaptă, există și un interes maxim pentru instruire. Încât bărbații lucrează, femeile rămân acasă și încă de la 3 ani începe investiția făcută puternic în copii. Atenție! Încă de la 3 ani se face investiții continuă, atentă, pentru ca ei să achiziționeze cât mai repede informații. Să numere, să formeze numere, să facă, să începe să elaboreze un raționament și așa mai departe. Este esențial, esențial acest lucru. Deci, formarea unei gândiri algoritmice, unei gândiri care să poată să continue, să îndrăznească, să pună întrebări, să lege lucrurile care sunt în jurul lui. Este un lucru spectaculos. De aceea suntem foarte ușor depășiți, pentru că la noi mergem pe partea asta mecanicistă. Ori asta este foarte păcătos. Așadar, mă întorc și spun. Ana, atenție multă. Vezi filmul ăsta. Vorbești cu mami. E sarcina ta. Vorbești cu mami să luați cât mai repede camera și să vă apucați de făcut lecții în engleză. Și așa mai departe, 41, 42, 43, până la 49 și 50, următoarea linie, 51, și mai departe. În sfârșit, linia 90, a noua linie, da? 91, 92, 93, 94, 95, 96. Uitați cât de corect este. 5, 6, 97, 98 și 99. Și în sfârșit, 100. Da? De acum din 3 cifre. 100. 101. Deci asta crește. 101, 102, 103 și mai departe până la 109. Și urmează 110 și mai departe. Adică se repetă. E
Iată, 0, 1, 2, 3, unitățile, da? Următoarea ar fi 110, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 111 și așa mai departe. Ăsta e mecanismul de formare a numerelor. Da? Dacă ne jucăm și am înțeles mecanismul, putem scrie toate numerele, ăsta ar fi un exercițiu ca temă, să scrieți toate numerele de la 1 la 300. Da? Pe foaie, frumos. Aici exercițiul în ce constă? În aceea că urmăriți să facem și cifre corecte. Atenție, liniatura făcută cum trebuie. De fapt, sunt caietele acelea de matematică, unde avem liniile trase și acolo, în căsuțele acelea, încercăm să ne încadrăm perfect, să facem cifre corect. Deci, cei care se ocupă de treaba asta, Ana, tu trebuie să faci liniatura acolo, pe tabla ta. Ai văzut cum făcea Bucu când ai făcut aici în Bacău lecțiile, da? Și facem cifre cât se poate de corect. Toate. Prima parte a lecției este doar cifre, da? Scrise sau, dacă vreți, cât mai corect desenate cifrele. După care, mecanismul acesta de formare a numerelor, asta va fi, asta înseamnă lecția de astăzi, formarea numerelor, da? Formarea numerelor. Și în felul ăsta, prietenii de aici au putut să-și exprime exact câte oițe au avut fiecare în turma lor, da? Pentru că au stabilit simbolurile, pe baza simbolurilor au construit pentru o singură liniuță, ați văzut prima linie, deci cu 1, 0, 1, 1 și așa mai departe, a doua, 2, 20, 30 și așa mai departe. În felul ăsta, așa a apărut, așa, din nevoie practică. Nimic nu se întâmplă să apară la întâmplare, ci nevoile concrete. Ei acolo certându-se, au vrut să afle câte oi are fiecare. Cum să facă asta? Trebuiau puse niște legi, puse la punct, niște, stabilite niște criterii. Ați văzut simbolurile, pe baza lor cum se construiesc numerele. Ne oprim aici. La revedere pe lecția următoare. Pe data viitoare.